Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem la Muzeul Poliției, dacă putem spune așa. Suntem cu doamna Carmen Olteanu. Dânsa ne va face o incursiune în acest muzeu. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Național al Poliției Române, singurul muzeu de acest fel din țara noastră. Muzeu găzduit de o clădire monument istoric, cunoscută sub numele de Casa Coconilor, construită cu mult timp în urmă de către domnitorul Constantin Brâncoveanu ca și reședință pentru fiii săi, alături de curtea domnească din Târgoviște, reședința voivodală. În decursul timpului, această clădire a fost renovată în stil neoclasic târziu, la 1895, pentru ca, începând din anul 2000, să găzduiască aici acest muzeu, în care ne propunem să prezentăm istoria acestei instituții de la începuturile ei și până în zilele noastre. Expoziția de bază se întinde pe 6 săli, urmărind cronologic de la perioada veche, perioada Agiei, până la Poliția Contemporană. Mai sunt 2 săli dedicate Poliției Internaționale și acest hol central în care vom vedea expoziții temporare, care fie marchează un eveniment important din istoria poporului nostru, fie sunt specifice de poliție. În momentul de față avem o expoziție puțin diferită, se numește Și polițiștii au talent, în care am ales să îi celebrăm pe oamenii din spatele uniformei de poliție, pentru că și polițistul este tot om și are talente și hobby-uri. Iar aici o să vedeți fotografii, sculpturi, grafică și pictură realizată de colegii noștri, fiecare punând și o parte din meseria lor în aceste lucrări. Asta e foarte interesant, da. De exemplu, aici. De exemplu, aici avem un criminalist. Da? Aceste fotografii sunt atât de spectaculoase, atât de atente la detaliu, așa cum face un criminalist de obicei. Da. Da? Aici avem sculptură. Da? Este vorba de un agent de poliție care, printre ele, are și sculpturi legate de anumite cazuri, da? În care a simțit nevoia să exprime sentimentele pe care le-a avut în urma abordării acelui caz. Și aici avem o sculptură de genul acesta, care a fost realizată în urma unei misiuni de căutare a unui copil pierdut, copil care nu a fost găsit, din păcate, și atunci a simțit nevoia să aducă un omagiu acestui suflet. Așa. Pe latura cealaltă sunt caricaturi, da? În care se vede faptul că cel care le-a realizat este judiciarist, da? Cercetări penale, a observat și lucruri din spatele activității. Da, că a fost ceva de arătat. Sunt câteva lucruri foarte interesante aici, tot la fel cu atenție multă la detalii. Așa, da? Acolo, la acel tablou, da. Și aici avem polițistul cu toate problemele cu care se confruntă în relația cu infractorii, cu cetățenii, să zicem așa. Dar și pasteluri, da? Uitați aici. Iar preferatul meu dintre acestea este un peisaj din New York. Da. Da. Iar aici, din nou,
Atenția la detalii, da? Deci pentru ei este foarte important în munca de poliție, atunci când investigează, atenția la detalii. Da. În expoziția, o să mergem în expoziția de bază. Deci de aici se dă startul poliției. Exact. Da. Începem povestea noastră cu perioada veche. Da? Vorbim de perioada Agiei, de începuturile poliției. Agia a fost precursoarea poliției, acea dregătorie care avea în atribuțiile ei treburile polițienești, având ca slujbași pe arnăuți și dorobanți. Arnăuții erau o formațiune specială, alcătuită din mercenari de origine balcanică, albanezi, greci, turci. De aceea și uniforma este diferită, fiecare aducând influențe din țara de origine. Erau echipați cu aceste arme. Primele arme de foc folosite au fost aceste pistoale capsiere și cu cremene, care foloseau ca muniție praful de pușcă, alături de arme albe și buzdugane. De asemenea, agia era recunoscută pentru pedepsele aspre pe care le aplica celor care încălcau legea, pedepse care erau efectuate în locurile publice, ca să fie dați ca exemplu și celorlalți. Și vorbim despre agie până la domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care în reformele sale nu ocolește nici instituția poliției, iar după modelul francez, transformă agia în prefecturi de poliție, arnăuții și dorobanții fiind înlocuiți de jandar și poliție până la primul război mondial. Și vedem în a doua parte a sălii că armele vor evolua. Apariția revolverului este un prim pas în automatizarea armelor. Societatea evoluează și atunci și metodele de lucru sunt altfele. Apar secțiile de poliție, în care personalul la început nu era atât de numeros și nici instrumentele de lucru nu vor fi atât de evoluate cum urmează să vedem în sălile următoare. Urmând ca în perioada interbelică să se producă cele mai mari transformări în ce privește organizarea poliției. După primul război mondial, lucrurile se mai așează și atunci România crește economic, există resurse financiare ca și instituțiile statului să se modernizeze. Poliția își va construi sedii noi, se dotează ca și logistică, se reorganizează. Cea mai importantă lege este cea din 1929, legea reorganizării poliției. După modelul occidental, se împarte pe structuri. Acum se înființează evidența populației, juridicul, judiciarul, criminalistica, fiecare cu linia ei de muncă, iar în vitrine puteți să vedeți exemplele a muncii acestora, documente emise în această perioadă, pașaport, permis de conducere, carte de identitate. Instrumentele cu care lucrau cei de la criminalistică, trusa de luat amprente, aparatul foto, un nou model de cătușe, telefonul de campanie sunt un plus care îi ajută să fie mult mai eficienți în munca pe care o depun. Ca și organizare, vorbim acum de poliție și gardieni publici în orașe. Corpul gardienilor publici a fost de asemenea înființat în 1929 și cuprindea cel mai numeros personal polițienesc. Erau ajutoarele poliției, iar la sate, cu subordonare diferită, era postul de jandar rural. Acesta se subordona primarului și se ocupa de tot ceea ce însemna nereguli acolo pe plan local. De asemenea, sunt foarte multe arme aici, pentru că fiind perioada de război au circulat multe arme, unele dintre ele în dotarea poliției, altele confiscate de poliție ca făcând parte din anumite anchete de la vremea respectivă. De asemenea, vom vedea și săbii de paradă. Acestea erau folosite la zilele importante, când se organizau defilări de Ziua României, de Ziua Regelui, da? Și erau
purtate numai de către ofițeri. Erau atributul ofițerilor care defila pe lângă companie. După cel de-al doilea război mondial, lucrurile se schimbă. Poliția o să aibă mult de furcă cu bandele de infractori. Se impune o schimbare. Schimbarea a fost prin faptul că au venit comuniștii la putere, care au desființat ceea ce vedem aici, poliție, gardieni publici, jandarmi rurali, în locul lor înființând unica miliție, da, care va funcționa. Vom vedea în sala următoare. Timp de 40 de ani, din, da, 1949 până în 1989. Miliție echipată și înarmată după modelul rusesc de data aceasta, iar în această sală sunt prezentate uniforme de la gradul de sergent major până la gradul de colonel, printre care și o uniformă de femeie. Femeile pătrund și ele în sistem în anul 70 și avem o imagine, o fotografie, în care este prezentată prima promoție de femei agent de circulație la 1970. La început au fost încadrate din extern, după care au fost admise și în școlile de profil. Această motocicletă este una specială pentru că a fost realizată de către firma BMW pentru escorte prezidențiale. E deosebit, într-adevăr. Da. A fost folosită de către brigada rutieră pentru însoțirea coloanelor oficiale și escorta președintelui comunist din acea perioadă. De asemenea, în această sală mai avem două colțuri omagiale în care vorbim de spre doi polițiști renumiți care au făcut istorie în meseria lor. E vorba de doi criminaliști. Odată, Dumitru Ceacanica, un criminalist de excepție, care a închetat numeroase cazuri și chiar de criminal în serie. Vorbim și de cazul Rămaru, la care a fost solicitat, deși se pensionase. Un fler extraordinar, povestesc cei care l-au cunoscut, un om foarte tenace, cu un fin simț de observație. Aici sunt câteva din obiectele pe care le-am primit de la familia acestuia. Iar în colțul celălalt vorbim de criminalistul Ioan Anghelescu, fost director al Institutului de Criminalistică, printre primii polițiști din țara noastră care a lucrat cu detectorul de minciuni, are multe articole în reviste de specialitate, multe brevete, invenții, metode de lucru în criminalistică. Dacă la Ceacanica vorbim de un fin simț de observație, de psihologie, aici vorbim de știință, da, de metode de lucru, de invenții, de brevete, de asemenea câteva din obiecte donate de către familia acestuia. Da. Putem să vedem și aparatele foto. Aparatele foto sunt un instrument, tot un instrument de lucru al polițistului, în special al criminalistului, pentru că nu poți să reții toate detaliile cu ochiul liber și atunci fotografiile de la locul faptei sunt foarte importante în economia unei anchete, da? Da. Pentru că se revăd de fiecare dată și se punctează lucruri. Da. Așa arăta pe vremuri, da? Cum se făceau fotografiile. Se developau pe, da, film, se diapozitau. Astăzi este mult mai simplu, da, decât atunci. Era un procedeu un pic mai complicat. Da, da. Da. Armele sunt în totalitate rusești, da? Faimosul Kalashnikov, care este de departe
cea mai fiabilă armă făcută vreodată. Makarovul, teteul, spre surprinderea mea, sunt copii de vârste mici care cunosc aceste arme în detaliu și le descriu. Sunt mulți pasionați, deci copiii sunt atrași de acest muzeu prin faptul că le oferă posibilitatea să vadă pe viu lucruri cum arată o armă. Da. Da. Ne-ați spus că vin mulți adolescenți și sunt unii care sunt foarte cunoscători. Da, tocmai. Da. Impresionant. Deci este impresionant că au cunoștințe în toate domeniile. Da. Tinerii din ziua de azi, iată că avem o generație frumoasă. Este de lăudat, de sigur tineri. Că da. Și atunci, haideți să punctăm și faptul că din această perioadă vedem și câinele polițist în echipă. Da, da? Îl vedem acolo în poză. Da, îl vedem în fotografie, da. Și că astăzi există o școală specială de dresaj câini polițiști. Ia uite. La Sibiu. Da. O să părăsim sala miliției perioadei comuniste și vom trece după Revoluție în perioada contemporană. Nu înainte de a vedea faptul că spre bucuria noastră încă se mai țin concursuri de educație rutieră și Este atât de importantă educația rutieră, ar trebui susținut concursul ăsta în toate școlile. Ne bucură faptul că Târgoviștea are o școală care a obținut foarte multe trofee, cupe, medalii. Acestea sunt donate de către, da, de către ei. Și sunt și câteva imagini cu prezentări la concursurile de biciclete. Există de 20 și ceva de ani trofeul Coresi, se numește. Da. Care a început ca un trofeu județean, apoi interjudețean, s-a transformat în național. Cred că urmează să se transforme și în internațional. Pandemia a oprit un pic acest lucru. Da. După Revoluția din 1989, poliția s-a reorganizat din nou. A revenit la numele de poliție și și-a creat și a organizat și structuri noi, pentru că odată cu democrația a venit și un alt tip de infracționalitate. Da. Și aici vorbim de structuri ca mascații, da? Crima organizată, antidrogul, ca să nu mai zic de uniformă. Uniforma s-a schimbat, bineînțeles, după Revoluție. Și în această sală avem două tipuri de uniformă. Uniforma cu grade militare până în 2002 și cea de acolo, da. Da, care a continuat după perioada comunistă. Da. Iar în 2002 a avut loc demilitarizarea poliției, polițistul devenind funcționar public cu statut special, iar gradele au devenit profesionale. Adică cele de aici, din cele dreapta... de aici, da. Vom vedea, aici avem câteva uniforme, da, din această perioadă, uniforme cu gradul cel mai înalt, vorba de chestor de poliție, da, echivalentul generalului. Și o uniformă de student. Da. Formă de lucru de student. Sunt prezentate în această sală și școlile Ministerului de Interne, cea mai înaltă școală, Academia de Poliție, școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj, școlile de perfecționare de la Slatina și, așa cum am spus, școala de dresaj câini polițiști de la Sibiu. Criminalistul, da? Este cel care ajunge primul la locul faptei, care adună probele. Acesta este un echipament special de intervenție la fața locului, fără de care nu poate să intre, pentru că altfel ar contamina ceea ce se găsește acolo. Da. Motocicleta de la poliția rutieră
este tot BMW, da? Este folosită și în orașe, la poliția rutieră, dar și pentru însoțirea coloanelor oficiale. Da. Armele din dotarea poliției, cu specificația că acest pistol Carpați a fost recent înlocuit de pistolul Beretta, iar pistoalele mitraliere sunt folosite de trupele operative speciale, cum sunt cei de la Mascați. Aici. Mascați care, așa cum vedem, poartă acea cagulă pe față pentru că au de-a face cu infractori foarte periculoși, care se pot răzbuna pe ei sau pe familiile lor. Da. Și atunci este bine ca identitatea lor să nu fie cunoscută. Trupele speciale care dezamorsează bombele, da? Din păcate vedem că sunt atâtea alarme cu atacuri cu bombă, sunt geniștii pirotehniștii care se folosesc și de detectorul de metale. Iar mai departe o să schimbăm registrul, da, și o să intrăm în partea de internațional. Pentru că acest muzeu este o inițiativă a Asociației Internaționale a Polițiștilor. Ideea de înființare a venit odată cu vizita unei delegații de polițiști din cadrul IPJ Dâmbovița în Ungaria, la un muzeu al poliției, și atunci s-a venit cu propunerea să se înființeze și la noi un astfel de muzeu. S-a făcut apel către inspectoratele de poliție din țară să participe cu obiecte, da? S-a căutat o clădire potrivită, au fost în concurs mai multe orașe, printre care și Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, Târgoviștea. Târgoviștea a câștigat prin faptul că a găsit această clădire istorică. Este un oraș istoric cu multe obiective turistice, este în centrul țării, da? Și a avut și o echipă aici care a muncit foarte mult pentru acest proiect. Iar aici, în aceste săli, o să vedem uniforme, caschete, obiecte care au provenit, care provin din donații ale unor colecționari particular, din schimburile pe care le-au făcut polițiștii în cadrul unor misiuni sau în întâlnirile din cadrul acestei asociații a polițiștilor. Această asociație a fost înființată în 1950 de către un sergent de poliție din Marea Britanie, Arthur Tropp, care a încercat să-i aducă împreună pe polițiștii din întreaga lume sub semnul prieteniei, al colaborării. Deci nu este neapărat o asociație profesională, cum este Interpolul. Da. Ei desfășoară și altfel de activități, activități sportive, sociale, culturale în cadrul ei, dar le dă posibilitatea să se întâlnească, să se cunoască, să facă aceste schimburi și să realizeze activități deosebite. Deci o să vedeți aici numeroase uniforme, nu pot să spun un număr pentru că a crescut colecția în decursul timpului și probabil și mai avem, mai crește. Și mai crește. Mai avem încă pe depozit foarte multe din jurul lumii. Fiecare panou are câte un mini steguleț care ne arată de unde provine uniforma. Și aveți ocazia să vedeți, e uniformă de șerif din Statele Unite ale Americii. Da. Centura multifuncțională a polițistului american, care cuprinde tot echipamentul. Unica caschetă
a celor din Marea Britanie. Sergentul de stradă. Din Israel, Franța, Germania, așa cum vedem, unele uniforme sunt de actualitate, altele sunt un pic mai vechi. De exemplu, Germania, de la verdele pe care le-a avut, a trecut, aceasta este noua uniformă, cumva Uniunea Europeană a impus o europenizare a uniformei de poliție, a culorii, în special, bleu-bleu-marin. Din Franța, iarăși specific. Pragul Muzeului Poliției este trecut și de numeroși vizitatori străini care se caută în și cu bucurie se regăsesc aici printre uniforme. Da? Sunt foarte încântați să regăsească uniformă de poliție din țara lor de origine. Ultima sală este sala relațiilor internaționale, spunem noi, datorită faptului că aici se văd contactele pe care le are poliția română cu polițiile din alte țări, începând cu misiunile de pace în zonele de conflict, relațiile cu în cadrul Interpolului, participări la diferite congrese, conferințe, activitățile specifice din Asociația Polițiștilor, așa cum am spus, care a adus numeroase cupe, chiar Dâmbovița, da? UPJ Dâmbovița a primit multe cupe de fotbal în urma campionatelor de fotbal. Iar ceea ce vedem aici, această colecție de fanioane, plachete, cusoane, insigne, sunt rezultatul contactelor, întâlnirilor. Fiecare întâlnire are protocolul de schimburi de cadouri specifice care marchează cumva faptul că s-au cunoscut, au avut o experiență împreună, au învățat ceva unii de la ceilalți. Da. Și după cum vedeți, poliția română are foarte mulți prieteni printre polițiile din lume. Întreaga lume, da. Sunt cumva și necesare aceste colaborări. Și un schimb de experiență. Da, și datorită cazurilor care depășesc granițele de cele mai multe ori. Avem și participări. Aici este o conferință la care au participat câte doi polițiști din fiecare țară. Aici avem pe cei din România. Da. Iarăși un schimb de experiență la nivel mondial. Iar în încheiere nu putem să trecem cu vederea peste micul muzeu de afară cu acele scaune de autoturism ce le avem exact la intrare până să intrăm în muzeu și care semnifică ceva. Ce ați văzut dumneavoastră este o campanie a Poliției Rutiere Române de acum câțiva ani în care s-a pus mare accent pe purtarea centurii de siguranță. Expoziția se numește Supraviețuitorii, iar de fapt supraviețuitorii sunt scaunele, cele care spun povestea. Fiecare scaun are o poveste tristă în spate, din păcate, în care povestește despre cum participantul la trafic nu a purtat centura de siguranță și, din păcate, lucrul ăsta a dus la pierderea vieții. De asemenea, ați văzut că mai avem câteva din dotările poliției. Da? Un aro de teren,
folosit de către structurile operative, loganul folosit de cei de la ordine publică, iar autovehiculul blindat este încă din perioada miliției, da? Este făcut de Aro Brașov, da? Și după Revoluție a fost preluat de pirotehniști, de serviciul pirotehnic, are o turelă deasupra cu care transportau minele spre locul de detonare. El fiind un vehicul blindat de intervenție cu un tonaj de 4 tone. Da. Deci, da. Indestructibil. Da. Bine, vă mulțumim pentru această incursiune. Vă așteptăm și pe voi să veniți să pășiți în acest muzeu și să nu vă grăbiți cum ne-am grăbit noi și să stați să vă delectați cu tot ce găsiți aici. Vă mulțumim și vă așteptăm la Muzeul Poliției Române din Târgoviște. Deschis în fiecare zi, de marți până duminică, între orele 9 și 17. Mulțumesc! Toate cele bune!